declanșarea invaziei în Ucraina, Rusia este tot mai izolată pe plan mondial. Dacă până acum avea numeroși aliați strategici, rând pe rând s-au delimitat de Moscova după acțiunea ordonată de președintele Vladimir Putin. Așa că Rusia a ajuns să fie susținută doar de câteva țări, precum Cuba, Coreea de Nord, Belarus, Myanmar și Siria lui Bashar al-Assad, cel care impune un regim criminal sângeros cu sprijinul Moscovei. Cel mai important aliat al lui Vladimir Putin, Belarus, este gata să facă orice pentru a-i face pe plac Moscovei. Adică s-ar alătura și invaziei, dacă va fi nevoie. Într-o înregistrare a agenției de știri de stat Belta, președintele Alexander Lukashenko spunea: "Trupele noastre nu participă în niciun fel la această operațiune. Nu ne vom justifica aici cu privire la participarea sau neparticiparea noastră la acest conflict. Trupele noastre nu sunt acolo, dar, dacă va fi necesar, dacă Belarus și Rusia au nevoie de ele, vor fi acolo." În replică, Zelenski a avut un mesaj pentru vecinii bielorusi: "Voi decideți cine sunteți și cine să deveniți. Cum veți privi în ochii copiilor voștri? Cum veți privi unul în ochii celuilalt? În ochii vecinului vostru. Și noi suntem vecinii voștri", a spus Zelenski. Și nu după mult timp de la această declarație, Belarusul a desfășurat mai multe trupe la granița sa cu Ucraina. Acestea sunt grupuri bine antrenate de reacție rapidă, care sunt gata să stopeze orice provocare și orice acțiune armată împotriva Belarusului, a anunțat Lukashenko. Mai mult, liderul de la Minsk i-ar fi cerut președintelui rus Vladimir Putin să desfășoare un complex suplimentar de rachete S-40 la vest de capitala țării. Aceste rachete, spune el, ar fi necesare pentru a apăra teritoriul țării sale. Orice acțiune internațională menită să lezeze orice principiu democratic lansat și susținut de Statele Unite ale Americii este salutată de rivalul de moarte, Coreea de Nord. Astfel, după ce Rusia a invadat Ucraina, fenianul a avut o reacție așteptată. Statele Unite sunt cauza fundamentală a crizei din Ucraina. Concret, pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe nordcorean a fost postat un document semnat de Ri Ji-song, cercetător al Societății pentru Studii de Politică Internațională, în care se scrie că Washingtonul a continuat o politică de supremație militară în ciuda cererii legitime a Rusiei pentru securitatea sa. În plus, oficialul nordcorean a reproșat SUA că are dublu standard la adresa restului lumii și că se amestecă în treburile interne ale altor țări în numele păcii și stabilității, denunțând în același timp drept nefondate măsurile de autoapărare luate de aceste țări pentru a-și asigura propria securitate națională. La scurt timp după ce Rusia a recunoscut independența regiunilor separatiste proruse Lugansk și Donetsk din estul Ucrainei, ministrul afacerilor externe din Siria a spus că sprijină hotărârea. Mai mult decât atât, șeful diplomației siriene a denunțat faptul că Occidentul acționează împotriva Rusiei în același mod în care a făcut-o împotriva Siriei în timpul războiului și a insistat că Statele Unite și alte țări sprijină terorismul în țara arabă. Cât despre sancțiunile impuse de Washington, Europa și alți actori internaționali, ministrul sirian a declarat că măsurile economice occidentale ilegale și coercitive sporesc suferința poporului sirian și îl privează de nevoile de bază. Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, alt aliat al Rusiei în America Latină, l-a asigurat pe Vladimir Putin de sprijinul său în criza din Ucraina. Venezuela este cu Putin, este cu Rusia. Venezuela este cu cauzele curajoase și juste din lume. La o zi după Venezuela, și Cuba și-a declarat sprijinul față de Rusia în acest conflict. Ministrul afacerilor externe cubanez a afirmat într-un comunicat de presă că
Hotărârea SUA de a impune o expansiune progresivă a NATO spre frontierele Federației Ruse constituie o amenințare pentru securitatea națională și pentru pacea regională și internațională. La rândul său, conducătorul spiritual al Iranului, Ali Khamenei, a spus că americanii sunt la baza acestei crize. Dacă ei nu pot crea o criză, companiile producătoare de arme nu pot lucra la capacitate maximă. Au nevoie de crize pentru a satisface interesele acestei mafii. Și președintele Nicaraguei, Daniel Ortega, și-a exprimat sprijinul pentru omologul său rus în privința recunoașterii celor două regiuni separatiste. China a votat împotrivă la rezoluția Națiunilor Unite care condamna agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei. Un oficial guvernamental chinez a evitat întrebările cu privire la condamnarea acțiunilor Rusiei sau despre invazie. Asta după ce ministrul adjunct de externe al Chinei, Hua Chunying, care a vorbit anterior despre menținerea păcii prin dialog și a spus că situația nu este ceea ce am sperat să vedem, s-a grăbit să arate cu degetul către SUA, dând de înțeles că Washingtonul este vinovat. Și de câte ori s-a vorbit despre invazia Rusiei, liderii politici ai Chinei au evitat toate întrebările. În acest context, China nu se va alătura guvernelor SUA și UE la impunerea sancțiunilor financiare împotriva Rusiei. Nu ne vom alătura unor asemenea sancțiuni și ne vom păstra schimburile economice financiare normale cu toate părțile relevante. Dezaprobăm sancțiunile financiare, în mod special cele lansate unilateral, deoarece nu au o bază legală solidă și nu vor avea efecte benefice, a spus Guo Shaqing, președintele Comisiei de Reglementare Bancară și Asiguratorie chineze. Controversatul președinte brazilian Jair Bolsonaro, singurul lider mondial primit la Kremlin și așezat alături de Vladimir Putin, a declarat că țara va continua să-și mențină neutralitatea față de invadarea Ucrainei. Bolsonaro a refuzat să condamne invazia Rusiei. Mai mult, acesta a spus că ucrainenii și-au pus speranța națiunilor în mâinile unui comediant, aluzie la faptul că Volodymyr Zelensky a fost actor de comedie înainte de a fi ales președinte. Ba chiar liderul Braziliei a susținut că este în sprijinul păcii, dar că nu vrea să atragă mai multe probleme țării pe care o conduce.